Cristina Pistol a demisionat de la Antena 1 după 7 ani, perioada în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Șef la cuțite și Asia Express. Vedeta a spus în sfârșit de ce a renunțat la televiziune și motivele incredibile care au determinat-o să ia această hotărâre. Soția lui Smiley, în vârstă de 42 de ani, s-a confruntat cu depresie după ce a născut și mai mult decât atât și cu un episod de burnout destul de urât și sindromul copilului sărac, având în vedere lipsurile din perioada copilăriei sale. Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o au. Am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri din copilărie. Cumva de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu. Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg, așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut 2 episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem de fapt, așadar am simțit nevoia să pun stop. Am simțit nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu, noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup și la minte și la suflet. Încă nu am reușit să-mi revin 100%, dar încerc să am mai multă grijă de mine, a mărturisit Gina Pistol. Vedeta ține însă legătura cu fanii pe conturile de socializare. Oamenii au nevoie de sinceritate și transparență. Asta e ce le pot eu oferi cel mai bun prin canalele mele de socializare. Este important ca ei să înțeleagă că, indiferent cât de des unii dintre noi apar la televizor sau câți urmăritori avem pe Instagram, suntem tot oameni, asemenea celor care ne urmăresc. Avem zile proaste și momente în care suntem triști sau nu ne simțim bine din punct de vedere fizic. Ne confruntăm cu supărări, cu griji, frici, pentru că suntem umani. Cu toate acestea, oamenii au nevoie să vadă că nimic nu este greșit în a te simți uneori mai puțin bine, a spus Gina Pistol.